Bună ziua! La noi astăzi a venit betonul pentru a turna placa care va fi peste SOR. Despre ce beton folosim, costuri, cum o turnăm, reguli și alte informații utile, vă așteaptă în acest video. În afară de beton, vibrator și multe alte detalii ce trebuie să fie prezente la o turnare, când e vorba de o placă, numai decât trebuie să fie pe șantier și o nivelă rotativă cu laser, care este pusă în funcțiune pentru o misiune foarte și foarte importantă. Și anume pentru a controla și a ști exact cota care trebuie să o turnăm a plăcii peste sol, care trebuie să fie cât mai dreaptă și mai că fix în fix la milimetru ca și cota de proiect. Și ne-am apucat noi să turnăm betonul. Am început dintr-un colț, se merge așa pe fâșii de 1 metru, 1,5 metru, 2 metri și tot așa câte o fâșie, câte o fâșie până la final. Împreună cu placa, desigur se toarnă și grinzele perimetrale și aceea de mijloc. Deci, ce avem noi aici? Placa care o turnăm are o grosime conform proiectului de doar 10 cm, cu armare superioară și inferioară de 8 mm la pas de 200 mm. Mai multe informații despre cum am armat placa, provocări și soluții, deoarece trebuie chiar și să schimbăm ceva, vedeți video trecut. Sub placa de beton peste sol avem de fapt umplutură din pământ compactată, vreo 10 cm de pietriș, puțin nisip și deasupra numai decât folie de polietilenă. Fie aveți careva agregate de desubt sau polistiren extrudat, folie de polietilenă eu o recomand mereu, deoarece ea previne ca laptele de ciment să nu se scurgă în agregate, dar previne și ca umiditatea betonului să nu fie absorbită prea rapid de către sol. Deci iată două motive să o folosiți. Folia dată nu poate fi considerată hidroizolație. Atenție! Folia de polietilenă neagră ce o vedem sub armare și va fi sub placă nu este calculată de niciun proiectant cu minte la cap ca hidroizolație. Ea mereu pe șantier se crapă, se mai rupe, rosturile nu sunt etanșe, dar nici nu este cazul. Dacă aveți probleme cu apa, gândiți alte soluții de hidroizolare. Repet, folia dată are altă menire și anume să prevină scurgerea laptului de ciment în agregate și previne ca umiditatea din beton să nu se absorbă prea rapid de sol. Și gata! Acum, grinda perimetrală și grinda din mijloc, ele au o grosime de 200 pe 300 mm. Ele fac legătura între elevație sau pereții fundației și placa respectivă de beton. Apropo, eu în multe proiecte văd șape sau plăci flotante, adică se torn grinzele, se ridică pereții, se construiește casa și aici în mijloc rămâne pământ gol. Și când totul deja este gata, după aceea se toarnă și șapa respectivă. Personal și ca opinie proprie, așa soluție poate era bună înainte, însă în prezent, mai bine se toarnă placa respectivă împreună cu toată structura de rezistență. Deoarece o placă pe sol legată de structura de rezistență uniformizează mult comportamentul unei case la un eventual seism, comportându-se ca o diafragmă orizontală, parcă e pe sol. Adică, oricum ea se proiectează că se va sprijini pe sol, însă oricum aduce și o uniformizare de care vă zic, dar are, mă rog, și alte plusuri de etanșare și altele de genul dat. Revenind la beton, noi am comandat beton cu marca M250 cu prundiș concasat. Echivalentul, beton C1620. Costuri. Pentru placa noastră, grinzi și betonul de egalizare a scării exterioare, am comandat 9 metri cub de beton. Transport, chirie, pompare, în total ne-a costat 12.080 de lei, cam circa vreo 580 de euro. Din urmă, după ce se betonează, numai decât betonul se vibrează cu vibratorul. Vă las în continuare să mai savurați puțin anumite imagini și cadre cum am betonat noi placa peste sol, ca în a doua parte a acestui video revin cu alte informații utile despre betonare, nivelare și așa mai departe.
Acum, să continuăm și cu alte informații utile. Ați știut dumneavoastră că după ce se termină betonul în pompă, că tare îi mai rămâne ceva beton în cuva sa? Noi mereu, dacă este cazul, improvizăm un loc cu folie de polietilenă unde să descărcăm ceea ce rămâne în cuva betonului. Iată cam așa arată acum betonul turnat, beton care are un amestec din apă, ciment și prundiș în principal, care abia așteaptă să fie îndreptat și nivelat. După ce se toarnă, numai decât se controlează cu nivela cu laser cotele de turnare. Acolo unde este mult, se ia cu lopata, unde este prea puțin, se distribuie și numai decât cu rigla de nivelare pentru beton, se îndreaptă și se realizează o suprafață cât mai plană a acestuia. Iată, uitați-vă și dumneavoastră ce suprafață netedă și frumușică se obține în urma acestei proceduri. Deci numai decât se controlează cu nivela cu laser și de asemenea se îndreaptă. Controlarea cu nivela cu laser se face practic la fiecare câțiva zeci de centimetri, uneori chiar și mai des. Iar betonul care iese deja peste cota necesară, cu lopata este tras spre sine, spre colțul final de turnare. Iată așa arată acum acest colț. Care este prima dumneavoastră impresie? Pun pariu că nu se ajunge beton. Nu-i așa? De fapt, nu chiar așa, deoarece există mai multe tehnici de turnare. Una este să torni tot și apoi scoți betonul în exces corderile, alta este să torni aproape tot, aici vedem că s-a mers pe a doua soluție. Vedem că betonul în exces, încetișor, se adună de la restul plăcii, încet este distribuit și vedem că se ajunge și în zona plăcii și grinzii respective. Continuând, aceasta este situația după ce am finalizat cam 2/3 de nivelat și de îndreptat placa. Vedem că se merge cu rigla așa, odată se îndreaptă nivelul cotei. Dacă este cazul, se mai repetă operațiunea, sunt și alte mișcări asemănătoare. Totul se face ca în final placa să fie cât mai dreaptă, netedă și la cota necesară. Și tot așa, încet se ajunge și la colțul respectiv, unde vedem că betonul așa adunat acolo, a ajuns pe deplin și chiar vedem că este un pic mai mult, noi de fapt în final scoțând chiar vreo câteva calderi de acolo. Și iată așa arată în final placa noastră, deja se termină și ziua de lucru și deja se întunică deoarece veneau și ploile. Cam aceasta e tot ce ține de betonarea plăcii respective. Eu vă mulțumesc, sper că acest video a fost util și ați aflat diferite sfaturi și informații utile și v-ați îmbogățit experiența dumneavoastră. Ne revedem în alte videouri, pas cu pas, cum construim noi prima casă pasiv premium din Republica Moldova. Pe curând!